even if the sun goes down on you. Neața, bună dimineața! Începem primul nostru vlog de călătorie! Tenerife! Mergem în Tenerife, da? Dacă v-ați uitat și la daily-ul dinainte, vă ziceam și acolo că mergem. Acum suntem în București, cu bagajele făcute. Luăm micul dejun, după care ne îndreptăm spre aeroport. Mă duc să-mi iau micul dejun, să-mi beau cafeluța, ca să mă trezesc, că se vede că puțin încă sunt somnorici, să zic așa. Noroc cu un cappuccino. Și băieții urlă după noi, hai toți așa! Dar e prea bun cappuccino-ul. Și patul ăla, ca să te ridici. Dar mergem în Tenerife! Bum, bum, Iulia, tu nu zici nimic de acolo? Bum, 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 bum. Sigur. Bum, 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 bum. Noroc că e telefonul lângă gura ei, că până acolo mi-am întins mâna calme. Probabil că nu ați fi auzită. Gata, echipați suntem să mergem. Și toată lumea, aventura! Strigați, hura! Strigați, hura! Deodată, încă o dată, aventura! Strigați, hura! Yeah! Aici am plecat către aeroport, ne-a dus un domn de unde ne-am lăsat noi mașina, ne-am lăsat mașina într-un parking și de acolo am avut transportul gratuit până la aeroport, a fost super easy, super fine, chiar am fost norocoși. Aici am ajuns la aeroport și așteptam și ne-am dat seama că zborul nostru are o întârziere de vreo jumătate de oră, 40 de minute, ceva de genul. Aici în sfârșit se deschise check-in-ul, yay! Și așteptam să ne vină și nouă rândul. Am mâncat la Burger King, da, cel mai scump meniu din viața noastră. Și după ce am mâncat, ne-am dus către poarta nouă, pentru că de acolo trebuia să ne îmbarcăm și am așteptat. Am așteptat ceva, dar nu foarte mult, a fost ok. Aici eram deja în avion, Alex era super, super speriat, pentru că lui e un pic frică să zboare, mai ales la decolare și la aterizare. Pe timpul zborului, el e ok. Bă, nici de ciudă, nu mă speriu. Eu tot pe Alex îl filmam, normal, că este un fricos și jumătate și voiam să vă arăt și vouă. Aici au fost ceva turbulențe, am avut ceva turbulențe pe zbor, dar a fost ok, important e că am ajuns bine. A, stați aici, nu aici, doar decolam. Turbulențele au fost mai încolo. Foarte, foarte frumos. Cum să nu-ți placă să zbori? Adică, uitați ce priveliște. Și pe urmă, uitați-l și pe Alex. Este într-adevăr uimit și își dorește maxim să zboare. Chiar a spus că vrea să se întoarcă acasă pe jos. Aici ne așteptam bagajul. În sfârșit, nerăbdători să mergem spre hotel. Aici încercam să ne dăm seama cu ce mergem spre hotel, căci că aveam autocar. Până la urmă am descoperit care era autocarul nostru, sau mai bine spus, care nu era autocarul nostru, pentru că eram singurele persoane care mergeau înspre acel hotel. Deci a trebuit să luăm alt autocar care a făcut aproximativ o oră. Da, drum de 10 minute. Dar, ce pot să zic, priveliștea super frumoasă, deși puțin înorat, dar astăzi este soare și este bine când mă înregistrez eu aici, ca să vă spun ce și cum ne-am petrecut pe drum. Super frumos. Abia așteptăm să explorăm. Asta este ceea ce am văzut din autocar și cam atât. Și am ajuns în sfârșit! Doamne ajută! Drum de 10 minute l-am făcut într-o oră cu autocarul și am murit de foame, am fost să mâncăm și acum urcăm de la masă și mergem către cameră și o să vă arăt și vouă cum arată, nu este nu știu ce, dar am zis că totuși să nu ne luăm ceva drăguț și scump, că nu camera e importantă, ci ceea ce vizităm și mai bine să dăm mai mulți bani pe ceea ce vizităm decât pe cameră. Și haideți că acum ajungem și vă arăt ce vouă. Bun, și cam așa arată camera. Aici e holul, ușa,
Cum intrăm, avem baia, care nu-i nu știu ce. Aici vana, pe care nici măcar nu ne-am uitat la ea, dar e ok. Prosoape. O oglindă. Aici avem o altă oglindă. Aici paturile care erau separate și în mijloc era noptiera, dar Alex le-a apropiat. Aici avem un dulap. Erau certate. Erau certate și avem și o mini bucătărie cu prăjitor, cu fierbător. Asta cred că e un frigider, așa-i? Da. Avem și un mini frigider și e vechiuț așa, dar e curățel, e ok. Și aici avem și o terasă, dar ia priviți, deci view-ul de pe terasă, ceva, wow, superb, ceva trebuia să fie frumos, superb. Mă duc să mă îmbrac, să mă schimb, că ieșim puțin prin orașel, prin pe insulă. Nu mai fără treabă. I-am luat pe Iulia și pe Sergiu care au stat să și ieșim să ne plimbăm. Nu am făcat, dar pentru ce. Super. I-am luat așa mărunt și 80 de euro. Ați luat era din nou. Ne-am întors la cazare și este timpul să ne punem în pat la somn. Eu sunt ruptă, ar fi trebuit să mă spăl pe cap, dar nu o voi face. Cu siguranță o voi face doar mâine dimineață. Mi-am pus ceasul să sune pentru că eu sunt o persoană matinală. Adică eu mai degrabă mă trezesc dimineața și mă spăl pe cap decât să mai stau la ora asta, mai ales după drumul lung pe care l-am avut. Ce pot să zic? A fost un drum lung. De ce spun asta? Pentru că a avut întârziere și zborul. Pe urmă am luat de la aeroport un autocar care de fapt nu era nostru, pentru că nostru nu mergea, pentru că eram doar 4 persoane. Și am făcut o oră cu autocarul respectiv pe un drum de 10 minute. De ce? Pentru că, na, trebuia să meargă la alte hoteluri să ducă alți oameni, nu noi eram importanți. Ideea e că eram super mort de foame, eu deja eram agitată super tare, nu mai aveam răbdare. Mă rog, am ajuns într-un final pe la 8 și, cred, pe la 8 și, am reușit să ne cazăm. Ne-am dus și am mâncat, nici n-am mai filmat când am mâncat, că nu mai aveam ce. M-am schimbat repede și am ieșit puțin să vedem ce avem prin prejur. Și vreau să vă zic că chiar avem lucruri interesante și viață de noapte pe aici, pentru că și acum, deci se aude muzica de numai aici, dar na, noi suntem super obosiți. De mâine o să vedem ce facem și cum facem și cred că deja totul sunt mâncat de țânțari. Eu tot ce îmi doresc e să văd cât mai mult și să mă bronzez. Și în acest moment să dorm, pentru că dimineața îmi va suna alarma la ora 7:30 ca să apuc să mă spăl pe cap, să mai despachetez de pe aici, pentru că uai, nu știu ce mă fac când avem călcător. Asta e altă problemă de-a mea. Mă rog, nu vă mai țin cu problemele mele, pentru că deja sunt obosită și când sunt obosită vorbesc lemne. Și nu am mâncat scobitor. Ce zicea? Vă las.
V-am pupat, v-am îmbrățișat și nu uitați că ne revedem și mâine, pentru că de azi înainte, în fiecare zi, cu un episod din această minunată călătorie. Pupici!